Salutare tuturor, aici cu voi Just Eagle și bine v-am regăsit la un nou episod pe acest canal cu GTA 5 Online. Astăzi avem o mică problemă, după cum știți cei mai mulți sau care nu știți. În această noapte Rockstar Games a decis ca GTA Online Red Dead Redemption și cam atât pe toate platformele Xbox, PS și PC vor fi închise în această noapte, nu știu, datorită unui anumit update. Se spune că o să se facă un update anume. În rest, ce să zic, în noaptea asta o să stăm toți pe single player, deloc sau cam atât. Când încercați să intrați pe GTA Online, pur și simplu când dați Grand Theft Auto Online, o să vă apară că is unavailable sau nu a reușit să încarce data pentru caracter. Sincer, nu știu ce update o să fie sau ce modificări o să fie. Din câte știu eu, de fiecare dată când se întâmplă așa ceva, Rockstar o să mai curețe din playerii cu mod meniu și hacker effects, așa că o să se cam facă curat pe joc. Dar nu știu de ce și în Red Dead bagă chestia asta. Cam asta e, așa că să nu se panicheze nimeni, pentru că atunci când intrați de pe Steam sau simplu, o să vă apară unable to sign in Rockstar feed, Unable start Rockstar Games Launcher, Unable go to Grand Theft Auto 5 online și tot așa. Deci toate astea sunt normale, sunt oficiale. Puteți să intrați pe Rockstar Games server statut și acolo o să vedeți ce și cum și când și unde se întâmplă ok sau nu se întâmplă ok. Într-adevăr, accesul este limitat, dar marea majoritate a playerilor nu. Am găsit comentariul ăsta de la ei, că serverul de GTA 5 Online a costat această seară, jucătorii așteptând următoarea actualizare de la Rockstar Games. După cum vă așteptați, în prezent mulți jucători sunt blocați în norii deasupra Los Santos, ce e foarte fain că au scris ei asta, așteptând să se întoarcă din nou în modul popular multiplayer. Așa. Ei spun că cea mai recentă actualizare la Rockstar Games confirmă că avem un volum de contact neobișnuit de mare în acest moment și lucrează ei la răspunsul solicitărilor. Adică, după părerea mea, au prea mulți playeri pe server și asta le îngreunează lor problemele care au de rezolvat. Și dacă intrați pe Rockstar Game Customer Support Server, după cum vedeți, eu sunt logat. Îi dați un refresh și aici vedeți Social Club, poate să meargă, Rockstar Games Launcher merge, autentificare, store, cloud save, download-uri. Online, pentru PC, PS4, Xbox, PS3, Xbox 360, GTA Online este închis. Pentru Red Dead Online, numai pe Stadita, nu știu ce e asta, Stadia sau ce dracu e el, o consolă de-a lor, PS4, Xbox și PC nu merge. Așa. Ce mai vrea vulturelul să vă arate vouă dacă tot nu ne merge timeout-ul luat din player data? Deci dacă tot nu ne merge, vă arăt că am contulețul foarte bine așezat, adică am ajuns să am 45 de zile și 16 ore și 57 de minute. Total ca și Irna de 205 milioane și spend 182 de milioane. Au în bancă 25 de milioane și 300 de mii. Am făcut astăzi cam 7-800 de mii de dolari cu nou update care a fost Double XP la CEO. În rest, cam atâta vă zice vulturelul. Singurul lucru să remediați problema din noaptea asta este să apăsați Game, Exit Game, să ieșiți din joc și să așteptați ca serverul de statut să se deschidă. Deci, cel mai sigur în noaptea aceasta, serverele de GTA Online o să doarmă la propriu, nu doar așa foarte puțin. Vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare, sper că a ajutat acest video pe cineva, să nu vă speriați, să nu intrați în panică că vai doamne, nu mai merge GTA Online. Ne auzim pe data viitoare, cu voi a fost Just Eagle și numai bine!